Iată, am scos albinele din acest tub mucegăit, le-am mutat acum, le-am făcut o bucurie. Deci sunt și câteva rame pline cu mucegai și pe acelea trebuie să le îndepărtăm. Ce mai îndepărtăm acum? O să vă arăt cum le îndepărtăm. Înainte aducem o ramă cu mâncare. Am așezat cuibul în partea dreaptă. Îi aducem o ramă cu miere. Punem în margine. Iată așa. Ne trebuie un băț. Să-l punem sub diafragmă. Cam așa trebuie să remediați stupii cu mucegai. Bine, în mod normal nu era voie să fie acest mucegai. Și acum aceste rame pe care le-am verificat și nu se află puiet sau matcă. Iată ce de mucegai au aici. O să le scuturăm. E destul de cald și albina se va retrage. Deci, cam asta se întâmplă cu lipsa de aer. Chiar dacă asta o să o las după diafragmă, nu e așa afectată. O să o lăsăm după. Are și multă miere pe ea, dar următoarea nu o mai las, nu are rost. Din ce cauză că... Ia uitați aici. Și aici e destul de mult mucegai, da? O să lăsăm să se usuce și vom vedea dacă vom refolosi rama sau nu știu dacă merită. Vom vedea. Deocamdată o scutură. Ia așa. O punem la ramele bune de topit. Bun. Tragem această ramă aproape aici. Nu e afectată foarte puternic de mucegai. Așa. Apoi aducem o turtă. Fiindcă mediul a fost așa de umed, matca nici nu prea depus așa puiet. Dar acum, schimbându-i mediul, punem turte și îndepărtăm folia. Știți că eu v-am arătat în toamnă aceste pânze anticondens. Sunt foarte bune. Ceea ce trebuie să urmăresc eu e ca găurile să fie în partea de jos orientate. Are niște găuri, niște pori. Și ca să vină umezeala în partea superioară. Bun, așa. Ia să punem o păturică acum. Punem și o pătură. Astea le îndepărtăm de aici. S-au propolizat puternic și
benzili. Ja se tajnje uputili kako ma. Čao. Obukat se kada potura. Abbiamo fatto un bene, no? Abbiamo scappato da molte gaiole. Un primo anno când am iernat, folosind tehnicile ursul, indiferent câtă căldură era, tot se forma acel condens și mucegaia. Gaiole. Da, ce să-i facem? Poate e zona diferent. Poate e devine zona, să zicem, da? Zona poate să fie o problemă. La mine stă albina mai mult în cutie până la primul zbor. Acum le-am rezolvat. O să fie uscat, are alt mediu. Și poate să-și facă treaba mai departe. Cam atâta am această colonie. Trecem, mergem și verificăm alți stupi, să vedem ce mai găsim în ei. Deocamdată am terminat.